Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare, în parteneriat cu Asociația Start pentru Performanță, a organizat conferința regională la încheierea proiectului intitulat Acasă. Aceasta se referă la oferirea de sprijin copiilor care au părinții plecați la muncă în străinătate. Practic, în această conferință de două zile, vom avea specialiști din asistență socială, fie de la Direcțiile Generale de Asistență și Protecția Copiilor, fie de la DAS-uri sau din mediul privat, asociațiile și fundațiile din regiunea de nord-vest, unde vom prezenta diverse instrumente, metode tehnice de a lucra cu acest grup țintă numit copiii a căror părinți plecați la muncă în străinătate. Știm cu toții că lipsa părintelui fizic afectează dezvoltarea armonioasă a copiilor care au părintele plecat la muncă în străinătate. Conferința durează două zile, având prezent specialiști din domeniul asistenței sociale. Proiectul Acasă, în cadrul căreia se face această conferință, este un proiect început în urmă cu 3 ani de zile, în care 240 de copii din județul Maramureș, a căror părinte sau părinți sunt plecați la muncă în străinătate, au beneficiat de serviciile Asociației Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare. Am stabilit ca obiectiv general al proiectului creșterea accesului la servicii specializate a copiilor din Maramureș care au părinți plecați în străinătate și care se află în risc de separare de familie. Acest risc este cauzat de faptul că, rămas nesupravegheat și fără sprijinul direct al familiei, copilul poate manifesta diferite probleme de dezvoltare. Un alt fenomen care, tot din prisma activității instituției în care sunt și eu, AJPIS-ul reprezintă acele alocații sau formulare europene prin care părinții își manifestă intenția de a primi alocația pentru copiii lor din altă țară. Deci, un semn că ei lucrează, sunt muncitori cu altă regulă în altă țară, sunt muncitori migranți și acolo fenomenul a cunoscut o creștere destul de spectaculoasă. Copiii sunt darul cel mai minunat de pe acest pământ. Ei sunt maturii din viitor, cei care creionează viitorul și care, pentru care noi suntem responsabili, ca instituție, ca biserică, ca și familie. Familia nu e altceva decât biserica de acasă. Singur nu putem face nimic, dar împreună putem face multe. Și eu zic că doar împreună, asistența socială, că suntem în sectorul privat, că suntem în sectorul public, că este biserica care, de fapt, este cea care unește destine și unește lucrurile bune din societatea românească, putem face multe. În cadrul acestui proiect pe viitor se vor explora bunele practici în sprijinirea adulților care pleacă în altă țară pentru facilitarea incluziunii lor, cu scopul reîntregirii familiei cât mai repede. Nu se compensează lipsa părintelui prin faptul că acum tehnologia ne ajută să fim în contact video aproape permanent, dar lipsa aceasta fizică trebuie compensată și aici trebuie să intervină specialiștii în asistență socială și practic acest lucru l-am făcut noi în centrul nostru acasă din Baia Mare timp de 3 ani de zile și vom continua să facem și în alte zone. Specialiștii care sunt implicați în coordonare vor oferi asistență directă și pe viitor pentru toți copiii și tinerii care au părinții plecați din țară, așa cum s-a procedat în ultimii 3 ani la centrul acasă din Baia Mare.